Metroul care a panicat aseară 240 de călători și a ținut cu sufletul la gură o țară întreagă a deraiat din cauza unui boghiu al penultimului vagon. Surprinzător este că Metrorex plătește anual pentru revizia unui vagon de metrou 110.000 de euro, iar garnitura care a deraiat aseară avea revizia efectuată la zi. Directorul general al Metrorex a precizat însă pentru Prima TV că o comisie de anchetă din cadrul Organismului de Investigare Feroviar Român analizează cauzele accidentului. Era 8:30 serii când garnitura groazei cu 240 de persoane la bord abia plecase din Piața Unirii. Din motive încă anchetate de specialiști, penultimul vagon a deraiat și a început un coșmar întins pe aproape o oră, cu zeci de echipaje de intervenție la suprafață și în subteran și cu toți pasagerii nevoiți să se salveze în șir indian prin tunelul care leagă stațiile Piața Unirii 1 de timpuri noi. Ne-am speriat pentru că au apărut foarte multe scântei, era fum, ce se fuma, am crezut că va lua foc ceva. Cam cât ați mers pe jos? Am mers vreo 20 de minute. Am primit metrou și pur și simplu a trebuit să coborâm. Am așteptat să vină salvatorii și am coborât. Ea era închis în metrou acolo. Era fum. Cei 240 de călători încep să iasă la suprafață, între ei și salvatori, fericiți. E bine, tot e bine. Da. E jos, altă lume, echipajele de prim ajutor, tot e în regulă, nu e nicio problemă. Pe peron, o femeie primește îngrijiri medicale. Paramedicii smurdi au pus pe față o mască de oxigen. Pe lângă ea trec colegii de coșmar, obosiți și încă speriați. O roată, nu cunosc termenul exact, o roată de la un metrou aderat, ceea ce a determinat o înclinare a unui vagon. După cum bine știți, evacuarea la sfârșit, nu sunt victime. O singură persoană pe care a zis-o mai devreme, care spun medicii de la Smurd, a suferit un atac de panică. Astăzi Metrorex a dat vina pe un boghiu aflat la penultimul vagon. Ca și o treime din flota Metrorex, garnitura care a deraiat este veche, dar avea revizia efectuată la zi. Este adevărat și garnitura respectivă a fost verificată în urmă cu câteva luni de zile. Era în plin program de circulație. Acum trezirea a ieșit din acest atelier unde facem reparația capitală. Vă dați seama, cu toate certificatele de calitate, cu toate controlele în regulă. Trenul care a deraiat ieri este asemănător cu acesta. La ieșirea dintr-o curbă, roțile din fața ale vagonului cu numărul 5 au sărit de pe șine, iar trenul s-a înclinat. Deocamdată nu se știe cu siguranță ce anume a provocat acest accident. Acum vagonul este într-un depou, iar o comisie de specialitate urmează să-l expertizeze. Reviziile și reparațiile vagoanelor de metrou intră în sarcina companiei Alstom. Contractul perfectat însă în 2003 cu Ministerul Transporturilor prevede ca Alstom să încaseze 239,75 de milioane de euro pentru întreținerea și reparația trenurilor timp de 15 ani, adică 15,98 de milioane de euro anual. De atunci însă, deși Metrorex și-a înnoit semnificativ flota, ciudat sau nu, prețul anual perceput s-a dublat. Implicit, întreținerea și reparația anuală a unui singur vagon a ajuns să coste 110.000 de euro.